Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, astăzi Curtea s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea unor prevederi din legea numărul 257 din 16 decembrie 2020. Prevederile analizate reprezintă modificări aduse codului fiscal. Modificările au vizat plafonarea taxelor locale de către Parlament. Autorul sesizării, un ex-deputat, a afirmat că taxele locale constituie proprietatea colectivităților locale. Prin urmare, deciziile cu privire la cuantumul lor trebuie să le aparțină doar autorităților publice locale. Curtea a trebuit să stabilească conformitatea prevederilor contestate cu articolele 109 și 132 din Constituție. Articolul 109 din Constituție prevede că administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază, între altele, pe principiul autonomiei locale. Aici sunt stabilite principiile de bază ale administrării publice locale, inclusiv dreptul și capacitatea efectivă a autorităților locale de a soluționa și de a gestiona o parte importantă a treburilor publice în conformitate cu competențele stabilite de lege. Articolul 132 din Constituție prevede că impozitele, taxele și orice venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor raioanelor, orașelor și satelor se stabilesc conform legii de organele reprezentative respective. Analiza curții a presupus o interpretare a acestor articole din Constituție prin prisma Cartei Europene a Autonomiei Locale, care a fost ratificată de Republica Moldova și care reprezintă un tratat internațional de referință în materie. Curtea a verificat, date fiind argumentele sesizării, dacă se confirmă 1. Lipsa unei consultări efective și reale cu autoritățile publice locale și asociațiile reprezentative ale acestora și 2. Încălcarea autonomiei locale prin introducerea cotelor maxime pentru taxele locale. Potrivit Cartei Europene a Autonomiei Locale, autoritățile administrației publice locale trebuie să fie consultate în timp util și în mod adecvat în cursul procesului de planificare și de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct. Curtea a reținut că această condiție este impusă de articolul 109 din Constituție. Potrivit Congresului autorităților locale din Moldova, care este o structură reprezentativă a autorităților publice locale, consultările s-au desfășurat de o manieră formalistă. Proiectul legii contestate i-a fost expediat Congresului cu 2 zile înainte de termenul limită de acordare a avizului. Curtea a reținut că termenul de 2 zile acordat autorităților publice locale și asociației reprezentative pentru avizare nu poate fi încadrat în standardul perioadei de timp utile în sensul Cartei Europene a Autonomiei Locale și al articolului 109 din Constituție. De asemenea, Carta Europeană a Autonomiei Locale prevede că în cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor de putere. Mai mult, cel puțin o parte din resursele financiare ale colectivităților locale trebuie să provină din impozite și taxe locale.
în proporțiile stabilite la nivelul autorităților locale în limitele legii. Condiția stabilirii taxelor locale de organele reprezentative ale raioanelor, orașelor și satelor conform legii este conținută și de articolul 132 din Constituție. Prevederile contestate plasează aleșii locali într-o situație în care aceștia nu se pot bucura de un spațiu de manevră adecvat în materie fiscală. Libertatea de a stabili cuantumul taxelor locale este un indicator important al gradului de realizare a autonomiei locale. Curtea a reținut că autoritățile publice locale trebuie să dispună de împuterniciri reale pentru a-și putea implementa politicile. Impunerea cotelor maxime generale pentru taxele locale tuturor unităților administrativ-teritoriale, fără a se ține cont de situația economică și de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, s-ar putea dovedi inefectivă. În acest sens, un aspect necesar de luat în considerare este posibilitatea rătării unor venituri la bugetele locale. Deoarece legislativul a impus cote maxime pentru taxele locale, marja discreționară a administrației locale în privința stabilirii ratelor este restrânsă în mod considerabil. Acest fapt plasează administrația locală în imposibilitatea de a mări unele taxe locale atunci când este necesar și oportun, într-un cuantum mai mare decât cel stabilit de lege. Cu titlu adiacent, prevederile contestate contravin recomandării Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei privind democrația locală și regională din Republica Moldova. Prin această recomandare, Congresul i-a solicitat Comitetului Miniștrilor să invite autoritățile Republicii Moldova să sporească capacitatea fiscală a autorităților locale prin oferirea posibilității de a stabili taxele locale și cuantumul lor. Așadar, pentru a fi respectate principiile constituționale ale autonomiei locale, Curtea a reținut că autoritățile publice locale trebuie să-și poată stabili taxele locale și cuantumul lor fără limitări și plafonări în această privință din partea legislativului. Curtea a declarat neconstituțional articolul 7, punctele 78-87 din legea numărul 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Vă mulțumesc!